Sistemul de terapie cu lumină Bioptron este un aparat medical unic, patentat, testat clinic pentru tratamentul prin terapia cu lumină. Tehnologia terapiei cu lumină are la bază o unitate optică specială. Sistemul de terapie cu lumină Bioptron emite lumina care, în spectrul său electromagnetic, este foarte asemănătoare cu soarele, dar nu conține radiații ultraviolete. Terapia cu lumină Bioptron îmbunătățește microcirculația, întărește sistemul imunitar, stimulează procesele regeneratoare și de refacere din întregul organism. Susține vindecarea plăgilor și poate calma durerea sau să-i scadă intensitatea. De asemenea, este demonstrat științific că lumina Bioptron stimulează activitatea membranei celulare și îmbunătățește absorpția de oxigen în țesuturi, astfel accelerând procesul de regenerare celulară. De fiecare dată când orientăm lumina Bioptron spre o zonă a corpului, declanșăm un proces numit biostimulare. Biostimularea are loc la nivel celular. Să facem acum o scurtă călătorie în interior și să vedem cum funcționează toate acestea. Vom pătrunde acum în celulă. Așa numitele fabrici de energie celulară, mitocondriile, produc energia necesară pentru ca nucleul să sintetizeze ADN. Nucleii trimit apoi informații ADN către reticulul endoplasmatic, care datorită acestui lucru poate produce proteine. Lumina Bioptron intensifică aceste procese. Celula este mai vie și produce mai multă energie. Datorită acestei energii, celula este capabilă să producă multe substanțe importante pentru sănătatea umană. Lumina stimulează și moleculele de pe suprafața celulei. În acest fel, pot activa multe funcții ale suprafeței celulare, importante, precum nutriția, oxigenarea, interacțiunea cu alte elemente din mediul celular. De exemplu, această interacțiune are loc în canalele ionice, porțile membranei celulare. Poate fi intensificată și ea prin aplicarea terapiei cu lumină Bioptron. Canalele ionice devin mai permisive, iar celula respiră mai în profunzime. Este un proces foarte important, această interacțiune pozitivă a substanțelor între celulă și mediul său. Are un efect direct asupra calității microcirculației în vasele noastre sanguine. Prin microstimularea, aceste substanțe îmbogățite pot ajunge la extremitățile sistemului circulator, deși stimulăm doar o anumită zonă a corpului. 90% dintre persoane suferă de dureri lombare. Cele mai frecvente cazuri ale durerii cervicale sunt determinate de afecțiuni de disc, spasme musculare și afecțiuni microcirculatorii. Terapia cu lumină Bioptron calmează durerea lombară sau o elimină, reface oxigenarea țesuturilor deteriorate prin efectul benefic asupra microcirculației și ameliorează vindecarea discului lombar. Bioptron acționează și asupra spasmelor musculare, îmbunătățește mobilitatea zonei lombare și cervicale și reduce durata amorțelii matinale. Terapia cu lumină Bioptron în medicina sportivă contribuie nu numai la vindecarea țesuturilor lezate, dar și calmează diferite tipuri de dureri musculare, articulare, osoase, de tendoane și de ligament. Bioptron oferă astfel un sprijin esențial în tratamentul terapeutic al traumatismelor periferice și spinale, acute și cronice ale sistemului musculoscheletal. Bioptron combate reumatismul. Terapia cu lumină Bioptron ajută la calmarea durerii și a dizabilităților pacienților care suferă de diverse forme de reumatism, precum osteoartrita, bolile autoimunitare, printre care artrita reumatoidă este cea mai frecventă. Terapia cu lumină Bioptron poate reprezenta și metoda ideală de tratament complementar pentru o multitudine de programe de tratare a durerii. Influența benefică a Bioptron are ca rezultate reducerea durerii și ameliorarea calității vieții pacienților. Artrita reumatoidă este o boală cronică, multisistemică. Deși există o varietate de manifestări sistemice, trăsătura caracteristică a acestei forme de artrită este inflamația persistentă a articulațiilor, care provoacă distrugerea cartilajelor și erodarea oaselor, prin urmare deformări permanente ale articulațiilor. În cele 40 de țări în care este comercializat Bioptron, această terapie face acum parte din procedurile standard folosite în centrele specializate pentru a trata pacienții cu poliartrită. Este o terapie simplă, nedureroasă, eficientă, sigură, rentabilă, iar rezultatele sale sunt demonstrate clinic și științific. Plăgile. S-a demonstrat științific că diferite tipuri de plăci tratate cu terapia cu lumină Bioptron se regenerează mult mai rapid și eficient decât plăgile care nu sunt tratate cu lumina Bioptron.
Lumina Bioptron are efecte benefice asupra țesuturilor deteriorate și accelerează vindecarea plăgilor prin ameliorarea circulației în vasele sanguine și capilarele cutanate, sporind producția de colagen și stimulând proliferarea celulelor cruciale în procesul de vindecare. Când apare o plagă, continuitatea stratului superior al pielii este întreruptă. Microorganismele dăunătoare din exterior, pătrund în plagă, celulele sunt deteriorate grav sau mor. Sunt două moduri în care lumina Bioptron poate ajuta cu vindecarea plăgilor. Terapia cu lumină accelerează circulația în țesuturile lezate și accelerează afluența fagocitelor în circulație. Fagocitele sunt celule sanguine care înglobează microorganisme și celule moarte sau deteriorate, iar prin aceasta curăță spațiul plăgii și previn complicațiile. Când fagocitele și-au terminat rolul, vine rândul fibroblaștilor. Aceștia sunt celulele ce secretă colagen, substanța cheie pentru crearea noului țesut. Plăgile cronice sunt plăgi care, tratate corespunzător, se vindecă între 4 și 8 săptămâni. Principalele cauze ale plăgilor cronice sunt infecția, circulația insuficientă în țesuturi și imunitatea scăzută. Succesul Bioptron în vindecarea plăgilor cronice poate fi observat în impactul său pozitiv asupra tuturor promotorilor antemenționați ai plăgilor cronice. De altfel, mecanismul complex al aparatului Bioptron se adresează regenerării țesuturilor deteriorate, întărind imunitatea și îmbunătățind microcirculația. Bioptron stimulează vasele și țesuturile și îmbunătățește regenerarea. Astfel, accelerează vindecarea plăgilor cronice. Tratamentul arsurilor de gradul 1, 2 și 3 parțial poate reduce semnificativ timpul necesar regenerării și vindecării complete ale pielii deteriorate, reducând riscul formării unor cicatrice inacceptabile funcțional și estetic. Terapia cu lumină Bioptron poate reduce necesitatea chirurgiei în tratamentul arsurilor dermice profunde, mai ales al celor localizate în zone unde probabilitatea formării cicatricelor postchirurgicale este foarte mare, de exemplu în zona mâinilor, a capului și a gâtului. Din experiența mea cu integrarea luminii Bioptron în procedurile estetice, precum liftingul facial, blefaroplastia și procedurile faciale auxiliare și regenerarea suprafeții pielii, am observat că după două aplicări ale terapiei cu lumină Bioptron, edemele și echimozile sunt reduse, pielea este mai bine hidratată, cu aspect și fermitate îmbunătățite. Am mai descoperit că tratamentul autoaplicat zilnic folosind aparatul reduce semnele îmbătrânirii, iar la anumiți pacienți reduce semnificativ numărul de leziuni acneice. Lumina este sigură și ameliorează semnificativ aspectul pielii utilizatorului. Bioptron s-a dovedit a fi un aparat simplu de utilizat pentru îngrijirea cotidiană a tenului. Datorită experienței îndelungate în radiologie și imagistică medicală de diagnosticare, am observat rezultate extraordinare în dezvoltarea sănătoasă a sistemului musculoscheletal la copiii mici. Se știe că lumina influențează și producția de vitamina D, unul dintre factorii principale ai dezvoltării și întăririi oaselor. S-a demonstrat că terapia cu lumină Bioptron a avut rezultate excelente în acest domeniu de tratament. Terapia cu lumină Bioptron este eficientă în multiple tratamente ale bolilor copiilor și nou-născuților. Cercetări recente ale oamenilor de știință ruși au demonstrat eficiența terapiei cu lumină în tratamentul complex al bolilor neurologice ale nou-născuților, precum encefalopatia prenatală, dermatita și rinita acută. Terapia cu lumină Bioptron este foarte eficientă în tratarea unei palete largi de afecțiuni respiratorii, de la răceala comună și durerea de gât la bronșită. Cercetări amănunțite au demonstrat că lumina mai slabă în viața cotidiană poate cauza multiple și adesea grave tulburări fiziologice și fizice, cu simptome precum somnolența, apetitul crescut și oboseala constantă. Se consideră că tulburarea afectivă sezonieră este cauzată de o tulburare a producției de melatonină, hormonul somnului, care servește ca un întrerupător al creierului nostru pentru momentele când trebuie să dormim sau să fim treji. Producția acestui hormon scade de obicei dimineața, invers proporțional cu lumina zilei și crește seara odată cu lăsarea întunericului. La persoanele care suferă de tulburare afectivă sezonieră, nivelul de melatonină scade dimineața, iar acestea sunt somnoroase și apatice întreaga zi. S-a dovedit că terapia cu lumină Bioptron acționează ca un activator puternic, susținând eficiența produselor cosmetice anti-îmbătrânire.
Sinergia dintre terapia cu lumină Bioptron și cosmeticele Zepter accelerează și întărește îmbunătățirile a doi parametri cutanați anti-îmbătrânire importanți, fermitatea și densitatea. Lumina Bioptron îmbunătățește sistemul imunitar al pielii, reduce îmbătrânirea prematură, susținând regenerarea celulară, stimulând microcirculația și fluxul de nutrienți, dar și sintetizând colagenul și elastina. Mă bucur dacă am reușit să vă prezint cel puțin o parte din posibilitățile pe care le oferă aparatele de terapie cu lumină Bioptron. Și nu uitați mesajul nostru, Bioptron, lider în terapia cu lumină.